avem 25 de kilometri de la oraș, suntem într-o zonă aproape, amenajată, cu toate condițiile. Dacă vrem lucruri bune, trebuie să sperim cu toții. Dezvoltarea serviciilor publice în comuna Miclești, raionul Creuleni, are loc în temeiul unui plan strategic de dezvoltare a celor două localități din componență, Stețcani și Miclești. Locuitorii acestor două sate, după cum afirmă chiar ei, observă finalitatea mai multor proiecte. Vecinătatea capitalei le oferă locuri de muncă, de care în sat nu se prea găsesc, spun unii, iar alții se mulțumesc cu ce au și nu ezită să aprecieze efortul administrației publice locale. În ultimii 5 ani, cum s-a schimbat satul Miclești? Asta trebuie să spui Setene, dacă ați întrebat. În primul rând avem apă, gaz, tot satul, iluminare, stradală, tot satul. Acum, vedeți, singur se face, ce se face? Drumurile se fac. Canalizare avem, s-o terminat acum, și da, mă lucrează. Dar ce ar mai trebui să se mai schimbe în sat ca să fie mai bun pentru trai, mai confortabil? Eu știu, parcă avem aproape toate celea, dar lumea tânără pleacă. Pleacă și-i jale. În ultimii 4-5 ani s-a schimbat imaginea satelor, s-a schimbat modul de viață. Infrastructura satului s-a dezvoltat foarte mult. Mai concret, dacă puteți. Mai concret. Drumurile sunt într-o stare bună și în ambele sate, și Miclești și Stețcani. Școală, grădiniță, club, toate sunt la un nivel modern. Dacă au făcut drumurile, au făcut o transcanalizație, văd că... Da, apă aveți? Apa am, eu am din Sfântul Rândie. Noi am revenit, am fost în oraș, am revenit de câțiva ani încoace la casa părintească și s-a schimbat mult. Este comod să trăiți? Aveți suficiente condiții? Da, da, avem condiții, avem apeduct, este gazificat, de mult avem și... Canalizare, da. Ne, da. Ne folosim deja, da. Ce ați mai dori să se mai schimbe în satul în care locuiți? Eu cred că este nevoie de o casă de cultură, dar eu cred că o să fie în viitor, o să fie o casă de cultură, cred că anume lucrurile astea care sunt festivități, toate să fie organizate în casă de cultură. Și în rest, eu știu, sunt multe încă lucruri, poate încă e că oricum, creștem, mergem, trebuie să mergem înainte. Mai bine ușor, Jurea, s-a făcut mult în sat. De exemplu? Cum? S-a reparat, ia ca ospătăria, s-a reparat mult în școală, s-a făcut carusel, drumuri s-au mai făcut, s-au reparat mult, canalizarea s-a... S-a făcut. Dumneavoastră v-ați conectat la canalizare? Nu m-am conectat încă. De ce? N-am puțin. Trebuie bani? Trebuie bani, da, trebuie bani. Fără bani. Dar ce ar mai trebui în sat să se dezvolte ca să fie atractiv pentru tine? În sat multe trebuie, multe de făcut trebuie. Tineretul am o rasă ca să fie făcută în domn cultură. Vor multe de toate. Am luat tineretul ei ca să nu ducă din sat, majoritatea tot sunt din sat, că n-au de lucru, n-au aici posibilități și fiecare trebuie să aibă. Înainte mai era cum era, dar mă deam în divorție, s-a schimbat cu tot, s-a dus toată lumea din sat. Cum s-a schimbat satul Miclești în ultimii 4-5 ani? Suntem noi în sat și eu din păcate 3 ani, am început la 3-lea an. Ce schimbări ați observat de când sunteți? Observări nu s-au schimbat practic nică, școală este școală, se face drumul, s-a pus canalizare, jumătate de sat, în parcurs se prevede și alt jumătate de sat, nu poți vă zic că proiectul este. Aveți condiții suficiente de trai aici? În păcate casa care este, da. Apă aveți? Apă, gazul, transport, cam... În ultimul timp, să zicem, e problematic, e sfibă, greu tare. Transportul e ca dimineața, seara, cam e greu să ajungi, să te duci dimineața, stai la popotcă, tot e greu. Se întâmplă, da, așa. Și în legătură cu lucruri, am
așa. Aveți copii aici în sat, îi duceți la grădiniță, da, îi duceți la școală, din partea asta doi sunteți școală, mulțumiți? Unul la grădiniță, da, din da, la școală învață tot. Uh-huh. Doi la școală, unul la grădiniță, plănuim să mai facem un copil. Asta-i. Și cum mergem toată țara spre Europa, așa și satul nostru. Merge spre Europa și condițiile de trai se îmbunătățesc, de exemplu, cu canalizarea, cu apa. La noi sat e ca la oraș. Telefon avem, apă avem, căldură avem, gaz avem. Și acum au rămas și drumurile. S-au făcut multe proiecte, s-au mai canalizații, apeduct. Drumul a început să se facă. Ce proiect trebuie să mai realizeze ca să fie mai confortabil traiul la Crești? Drumurile să fie, cam, să fie fiecare casă trasă la apă, canalizare. Ar veni tinerii dacă ar fi astea toate? Ar veni tinerii? Păi, probabil că da. Ar veni înapoi acasă care este plecat. Unde lucrează micleștenii? Eu știu care și cum. Mulți peste hotare sunt plecați. Aici în sat aveți locuri de muncă? Sau? Sunt atâta numai cât în cadru didactic, în grădiniță, școală, așa, primărie. Așa, astea sunt... Știi, acum sunt lideri și mai merg și lucrează la lideri. Lucrează care și unde? Mai tineri, peste hotare, care mai așa sunt aici, lidez, lucrează, care la Chișinău, care... După profesie, care și cum poate. Oamenii au unde lucra? Au și unde lucra, care nu au, care, mă rog, mai doresc să meargă la oraș, mai găsesc de lucru în oraș și se rezolvă, fiecare se descurcă cum poate. Dar unde lucrează consătenii dumneavoastră? Noi cu consătenii care ne vedem pe rutier, care plecăm în fiecare dimineață, fiecare are lucruri, care cu drumurile, care este rutier din drumuri. Deci care... nu în sat? Nu. Păcate toți prin Chișinău. Cele mai recente proiecte care se află în derulare sunt cele de construcție a sistemului de canalizare și a stației de epurare și de reconstrucție a unei porțiuni de drum pentru care contribuie cu câte 10.000 de lei și micleștenii ale căror porți ies spre el și pentru care s-au alocat peste 1.000.000 de lei din bugetul primăriei și 500.000.000 de lei din bugetul comun al raionului Creuleni. Am implementat proiectul cu sistemul de canalizare și stația de epurare din satul Miclești. Deja este în lucrează, deci este dat în exploatare 100%. Următorul proiect a fost îmbunătățirea condițiilor de igienă în gimnaziul Stețcani, acum, da, tot acum e dat în exploatare. Apropo, ce s-a făcut în cadrul acesta? Cunoască toată lumea, deci la Miclești, stație de epurare și sistem de canalizare este implementat în cadrul proiectului Satul European, ediția 22, ediția anului 2022. La Stețcan, la gimnaziu, este construit un bloc sanitar nou, deci o construcție capitală. Costul proiectului a fost de 1.800.000. În rezultatul licitației s-a ajuns la prețul de 1.260.000, mi se pare că. Deci este o construcție nouă care a fost dată în exploatare, este gata. La grădinița de la Miclești am implementat fațada grădiniței în cadrul programului Satul European Express. Noi suntem membri ai GAL-ului, GAL-ul Vatra Morilor, și prin intermediul acestui GAL noi am implementat două proiecte la grădinița de copii. Unul a fost pavarea curții grădiniței și a doilea a fost construcția mini-terenului de fotbal pentru micuții de la grădiniță. Acum am renoit casa de cultură de la Stețcani, am făcut reparații la dânsa. Urmează săptămâna viitoare, deja cum am menționat, începem lucrările de forare a unei fântâni arteziene la satul Stețcani și suntem în plină desfășurare a proiectului construcția unei porțiuni de drum de 547 de metri de asfalt. Va fi un drum european cu trotuare, cu bordură, cu marcaj rutier,
cu tot ce este necesar. Noi vrem Uniunea Europeană. Trebuie să mergem să dăm și așa, mergem cu lucrurile înainte. Am vrut să vă întreb dacă satul, Comuna Miclești, are un plan de dezvoltare strategică și pe ce ani este el? Da, avem planul de dezvoltare strategică, este anul 2022-2027 și atât tot ce este inclus în planul strategic, noi practic le apropiem. Ne rămâne drumurile pe localitate, dar sperăm că acum am fost informați că noi am depus în cadrul satului european ediția 2-2024 prelungirea traseului la sistemul de canalizare și construcția unei noi fântâni artizene. Sperăm foarte mult să fim selectați pentru a continua și a închide întrebarea cu sistemul de canalizare pe satul Miclești și să continuăm cu drumurile. Acestea ne sunt problemele prioritare care le avem și de altfel sunt cam printre ultimele. Dar oameni aveți în sat? Da, oameni avem. O spun cu cea mai mare bucurie și să știți că în ultima perioadă, de când am început lucrările de canalizare și respectiv acum și asfaltarea drumurilor, avem, să nu le zic număr, 5-6, avem căsuțe vechi care s-au vândut, vin tineri din diasporă, vin din oraș, cumpără casă aici, se întorc la noi.